Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, de care mulți dintre dumneavoastră nu sunteți conștienți. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în spațiul acesta, în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dați, dar în gardă, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii pe deasupra tuturor acestor lucruri. Luați scutul credinței îmbibat în spuma antincendiu care stinge toate săgețile, toate proiectilele demonice arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința în rugăciune pentru toți Sfinții. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înainte de a ocupa locurile, cel puțin cu două persoane, să vă întoarce stânga-dreapta și să spuneți, fiți biruitor în numele Lui Isus. Haideți, fiți biruitor în numele Lui Isus. După ce ați adus un zâmbet de speranță, chiar meritați să ocupați locurile, faceți-vă comozi, liniștiți-vă sufletul, aduceți-l pe unda și pe frecvența ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Văzând atâtea zâmbete și atâta stare de bine, un vibe așa pozitiv, îmi pare rău că nu v-am zis să ziceți la nouă persoane Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu la două, dar Domnul să vă binecuvinteze pe toți frați și surori, Doamne și Domn, care în seara aceasta ați ales să fiți în locul acesta, care ați ales să puneți deoparte pentru Dumnezeu două ore și ați venit aici în pădurea aceasta, lângă rugi aceștia de mure, într-un cadru natural, într-un cadru în natură, ați venit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, cred că Domnul nu vă va dezamăgi. Vreau să știți, vreau să mă adresez dumneavoastră. Părinții, în mod special, care nu mai știți ce să faceți, care sunteți terifiați, vă vin copiii drogați acasă, vă vin beți și miroase tot felul de lucruri, au intrat în tot felul de anturaje și vă bate poliția pe la poartă și primiți o grămadă de citații de la poliție, nu mai știți ce să faceți, stați de multe ori cu fața acolo spre perete și ziceți, Doamne, oare mai este vreo șansă? Pentru copilul meu, s-ar putea, dragi părinți, mame și tați, chiar seara aceasta să fie seara biruinței tale, să fie seara în care Dumnezeu să trimită răspuns la rugăciunea ta și plin de bucuria Duhului Sfânt să spui cu adevărat, Domnul s-a prezentat în cortul întâlnirii, O Domnul să cerceteze orice inimă, O Domnul să rupă orice legătură demonică, de peste casele noastre s-ar putea să fi venit aici. Și chiar zilele acestea, bărbatul să-ți fi dat ultimatul și să spună așteptăm să termine copiii școala și o să-ți arăt eu ție ce mi-am propus și probabil stai cu inima strânsă și spui mai e o săptămână. Vă rog în numele Domnului Isus Hristos să fiți atenți, pentru că printre rânduri se vor strecura unele paranteze profetice care vin direct de la Dumnezeu și rog pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să vorbească, potrivit cu nevoile noastre. M-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în seara aceasta nu vreau să am o predică bună, nu vreau să am o predică reușită, vreau să transmit mesajul de la Duhul Sfânt pe care l-ai pentru adunarea din locul acesta. Și mesajul lui Dumnezeu este personalizat pentru fiecare dintre dumneavoastră și vă rog să fiți cu inima deschisă. Frați și surori, domne și domni, suntem noi conștienți de realitatea spirituală ce ne înconjoară? Suntem noi conștienți de, de uneltirile diavolului, de duhurile răutății care survolează deasupra caseilor noastre, survolează deasupra dormitoarelor copiilor noștri, survolează deasupra mașinilor noastre și durerea cea mai mare este că mulți dintre noi suntem nepregătiți. Suntem nepregătiți în fața unei provocări atât de mari. Probabil dacă Sfântul Apostol Pavel ar fi scris epistola într-o zi ca astăzi, mesajul acesta ar fi fost, peste armura aceasta, luat scutul antirachetă care stinge toate, toate proiectilele trimise de diavolul împotriva caselor noastre. Și am venit aici cu inima frântă mulți dintre dumneavoastră și ziceți, Doamne, n-ai un cuvânt pentru mine. Doamne, când te oprești în dreptul casei mele? Doamne, când îmi spui o vorbă, aștept un răspuns de la tine și nu mai vine? Doamne, când în seara aceasta răspunsul este pornit de la Dumnezeu spre tine? Deschideți inima în cartea Apocalipsa, capitolul 2. Fiecarea dintre cele șapte biserici din Asia Mică, Turcia de astăzi, Dumnezeu îi transmite în final următorul mesaj și vreau să vă reproduc expresia așa cum ar, fi, cum ar suna în limba greacă. Cine are urechea receptivă la revelația Duhului Sfânt să ia aminte. Rog mijlocitorii, aceia dintre dumneavoastră, frați și surori în vârstă, care sunt botezi, botezați de ani de zile și care vă știți că aveți darul de mijlocire, vă rog în numele lui Isus Hristos să vă rugați în Duhul dumneavoastră, că în seara asta Domnul face să pice legăturile demonice la pământ, Domnul face să vină puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și să fie oameni mântuiți și Dumnezeu să aducă biruință și binecuvântare. Și spune, vis-a-vis -vis de realitatea aceasta, spune Sfântul Apostol Pavel așa, măi, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Tot felul de rugăciuni. De ce? Ca să rămâneți tari în picioare. În momentul în care satan are ofensiva lui demonică și vine spre casa ta, când se desprinde din înalturi un ciclon care e pornit spre familia ta și spre copiii tăi și simți că se cutremură pământul sub tine, simți că îți slăbește credința, simți că nu mai poți înainta, ce trebuie să faci în situația aceasta? Să faci tot felul de rugăciuni. Eu am găsit câteva feluri de rugăciuni Două dintre ele, primele le încadrez la capitolul așa, nu? Care ar trebui să nu fie pomenite niciodată din gura dumneavoastră. Știți care este durerea? Că sunteți aici, doamne și domni, frustrați și frustrate, pentru că n-ați primit răspuns la rugăciunile dumneavoastră, fără să vă gândiți o clipă că acele rugăciuni sunt incorrecte și n-au ajuns niciodată la Dumnezeu, pentru că ele n-au fost adresate lui Dumnezeu. Și pentru început aș vrea să vă spun că există, între felurile de rugăciuni, există rugăciunea zadarnică, adică un om care se roagă degeaba. Și anume, gândiți-vă la rugăciunea. Pentru cei morți. Aș vrea să știți, toată învățătura Bibliei ne arată că, în momentul în care dosarul vieții unui om s-a închis. Nu mai este, nu mai are rost să pierdeți vremea. Rugați-vă pentru cei vii, poate să le te laude țărâna, noi cei vii lăudăm pe Domnul. De aceea, dacă sunteți aici și sunteți deznădăjduiți și vă duceți cu uh, colivă și vă duceți cu mâncare pe la cimitire, dragilor, nu vă rugați degeaba. Uh, de asemenea, este rugăciunea adresată, de exemplu, sfinților oamenii lui Dumnezeu, sfinții părinți bisericești, care ne-au lăsat hectare de foi scrise cu literatură duhovnicească, cei care ne-au cultivat cunoștințele noastre teologice, ei au murit și așteaptă răsplătirile lui Dumnezeu. Dar și ei s-au rugat la același Dumnezeu la care trebuie să ne rugăm și noi. La capitolul rugăciune zadarnică încadrez intenționat și conștient și argumentat biblic rugăciunea adresată Sfinților. Dragilor, e o rugăciune degeaba, e o rugăciune zadarnică. La un moment dat a venit satana și uh, îi spune Domnului Iisus Hristos să închină-te mie și te fac șeful pământului. O minciună că Dumnezeu oricum era al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde El. Te minte, dragule, la distanță de un fum, la un fum distanță, ești la un pas de absolut. Hai încearcă măcar o dată, încearcă paharul acesta, încearcă cocktailul acesta, încearcă șatul acesta și vei vedea că vei fi extraordinar. Vreau să înțelegeți, El minte. Este un mincinos și tatăl minciunii. De asemenea, Perspectiva răsăriteană despre Sfânta Maica Domnului care ar fi mijlocitoare. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Spuneți dumneavoastră care este numele Lui. Iisus Hristos, lăvi să fie Domnul în veci. El este Cel care în seara asta stă deasupra pădurii și mijlocește înaintea Lui Dumnezeu și zice, Tată, prin Duhul Sfânt mântuiește, eliberează, iartă păcate, iartă pe Doamna aceea. A venit o doamnă la mama, o vecină în copilărie și a spus, Elena, dragă, la talpa iadului mă duc. Și a zis, sau nu, se poate să se schimbe calea. Ba da, 36 de avorturi am la activ. S-ar putea să ai 37, poate. În sângele lui Isus Hristos este iertare pentru toate. Crede asta. Isus Hristos mijlocește înaintea Tatălui pentru tine și tu poți să fii iertat prin jertfa lui Isus Hristos. Slăvi să fie Domnul în veci. Aceasta este rugăciunea zadarnică. Apoi, un alt fel de rugăciune este rugăciunea prea târzie. Uitați-vă în Cuvântul lui Dumnezeu, există un anonim care el pe pământ avea un nume, era cineva, el conducea cea mai frumoasă mașină, el avea condiții foarte bune, el avea niște, niște plante ca la jardinii del Zoe, numai el și uh, soția lui, e numai ei, avea pistă de elicopter deasupra casei, deasupra palatului și era cineva pe pământ și între oameni, doar că în ochii lui Dumnezeu, ajungi să contezi cu adevărat în economia lui Dumnezeu abia în momentul în care te Întâlnești cu Iisus Hristos și îți dă o identitate nouă. Și anonimul acesta ajunge în locuința morților. Domnul Iisus Hristos îl vede prin duhul acolo în locuința morților și începe să se roage. Părinte Avrame, toată viața lui a privit numai de sus în jos. Uită-te la ăsta, domnule, ce mașină are. uite te la ăsta, ce casă, ce amărât, ce, ce, ce pantalon, ce pantofi are pe el, ce telefon, ce vechitură. El numai de sus în jos, pentru prima dată în viața lui, în existența lui, că era post-mortem, s-a uitat în sus. Părinte Avrame, fă ceva pentru mine. Prietene, e prea târziu. Fă ceva pentru mine. Ok, acum intră în rolul mijlocitorului. Ok, înțeleg că pentru mine e prea târziu. Dar mai am cinci frați în viață trimite pe robul tău, Lazar, măcar la ei. Ăla care stătea cerșătorul ăla de la poarta mea, care mânca cu câinii firimiturile, trimite-l, te rog frumos, la frații mei, nu se poate. Au Biblia, au pe Moise și proroci să asculte de ei. În poezia lui Costache Ioanid, judecata, în final, unul probabil neam cu el, care a învățat pe pământul acesta să trăiască numai de prin pile și numai prin relații, spune la un moment dat, așa, imaginația poetică a, a eului liric, spune la un moment dat, vreau un avocat de seamă, dar oricât să fie adus. Prea târziu, răspunse Domnul, până acum să ți-l fi pus. Există o rugăciune prea târzie. Lasă că o să mă rog eu după ce o să mor. O să se roage nepoții mei după mine după ce o să mor. Oamenii lui Dumnezeu, rugăciunea aceasta este prea târzie. Nu se mai poate face nimic. Gândiți-vă la rugăciunea sinucigașului Samson. Nu era în stare nici să mor. A zis, Doamne, vreau să mor împreună cu dușmanii mei nu se mai poate face nimic nu mai primesc o pereche de ochi îmi doresc numai să mor s-ar putea să fii în seara aceasta aici să ai speranță mai mare de moarte decât de viață oh nu, poate chiar că solul morții a bătut în geamul în fereastra casei tale cu gândul suicidal și a spus, puneți capăt zilelor O, oh, pentru că în dreptul tău a scris viață, Dumnezeu a rându-i să ajungi ziua aceasta și să-ți aducă eliberare și să-ți dea biruință și să te salveze din vidul acesta emoțional în care te afli. În numele Lui Isus Hristos să fie eliberat și vindecat. Aleluia Lui Dumnezeu în veci. Un alt fel de rugăciune, ajungem la capitolul așa, da, este rugăciunea cotidiană, rugăciunea de fiecare zi. Dumneavoastră, dragi părinți, Vă mai rugați pentru copiii dumneavoastră când pleacă la școală? Mă cheamă o colegă de catedră și spune, colegul, vină, te rog, învățătoare, la clasa a doua. Și mi-arată o lecție pe manualul digital, doi care se țineau de mână, două care se țineau de mână, iar ea la cultură civică, corespondentul de astăzi, trebuia să le predea lecția aceasta și a zis ce să fac. Și am spus pas și a făcut pas și a trecut peste ea. Lăsam și dimineața la școală și făceam o greșeală. Le-am spus așa, mă copii, tati, să nu mă faci de rușine. Să uita cu niște ochișori frumoși, că seamănă foarte bine cu mama lui. Ce bine, că în felul ăsta are șanse să fie și frumos. Și se uita la mine și parcă vedeam o presiune pe el. Și am zis, de unde vine că doar îi spun ceva bun? Toți părinții zic asta. M-am frământat în sinea mea, ca unul care văd și ceea ce nu se vede, și am zis, mă, nu e ok. Au trecut zilele și Dumnezeu m-a luminat. Îl lăsam dimineața și de fiecare dată asta fac și zic, tati, nu uita că ești copilul lui Isus Hristos să-i faci onoare lui Isus Hristos. Parcă are o altă atitudine, parcă s-a luat presiunea aia care trebuie să slujească orgoliului meu și imaginei mele că eu sunt pastorul satului și că eu sunt profesor și eu vezi, Doamne, nu știu ce, oamenii lui Dumnezeu. Copiii noștri trebuie acoperiți cu foarte multă rugăciune, rugăciune cotidiană. Pe ușa de la ieșire din casă am o foaie mare pe care scrie așa un mare, stop! rogăte te înainte de a porni la drum. De fiecare dată înainte să pun mâna pe ușă îmi apare sumna stop roagă-te și mă rog ne mai rugăm noi mai avem noi obiceiul de a ne ruga Domnul Iisus Hristos s-a dus într-un loc anumit în muntele măslinilor, unde avea obicei să se ducă, să se roage mame și tați, dragi bunici care nu mai știți, ziceți, domnule, nu mai știu care e rolul meu în trupul lui Iisus Hristos în biserică, mă simt bătrân. O, Domnul, în seara aceasta te cheamă la mijlocire. Nu părăsi locul mijlocirii tale. E nevoie de rugăciunea cotidiană. Dragilor, S-a săturat și Dumnezeu, s-a prins că îl chemăm doar în regim de smurd, de 112, doar atunci când avem probleme. Rugăciunea de fiecare zi, rugăciunea cotidiană, Luca 18 cu 1 spune despre Domnul Isus. Spunea lucrul acesta ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase neîntrerupt, non-stop, continu. Rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta, știți cum am numit-o eu, rugăciunea înțelepților. Oamenii care au în stilul lor de viață cultivate disciplinele spirituale, rugăciunea, meditația, citirea Bibliei, postul și toate celelalte discipline spirituale. Observ un creștinism obedient astăzi. Un creștinism atât de indisciplinat spiritual. Oameni care nu mai postesc, oameni care nu se mai roagă, oameni care nu mai vin la adunare, oameni care nu mai au motivație. Creștinismul primului veac zice că fiecare dintre ei erau plin de frică. Știți ce înseamnă asta? Aveau reverență față de Dumnezeu. Erau conștienți că acolo când se adună, se prezintă Dumnezeu în adunare. În locul acesta este prezent Dumnezeu și Duhul dumneavoastră simte undele ultrascurte ale prezenței Duhului Sfânt peste locul acesta. O, Doamne, făți lucrarea și numele de slavă. Rugăciunea cotidiană, vă vorbește Dumnezeu, practicați rugăciunea cotidiană, rugați-vă dimineața, rugați-vă la prânz, roagă dimineața, roagă și la prânz, roagă-te pe înserate, era cântarea copiilor, roagă-te, când, ajută-ne, Doamne, la asta. Sună bine în poezie, dar oare în fapte doi, rugăciunea preventivă. Ați auzit de asta? Eu știu că sunt înconjurat și atacat de demoni în fiecare zi. Dumneavoastră vă luptați cu duhuri, noi slujitorii ne luptăm cu legiuni. Și de multe ori suntem neacoperiți. Am anunțat în biserică Aceia dintre dumneavoastră care simțiți că sunteți chemați la mijlocire, să mă anunțați să scrieți în privat. 11 oameni mi-au scris, care în fiecare zi se roagă pentru mine. Le-am trimis o poză cu dumneavoastră și le-am spus, acum, și mi-au scris, pe genunchi, pe genunchi, pe genunchi. Sunt atât de convins că în seara aceasta va fi o biruință extraordinară, pentru că am niște mijlocitori cu inima curată și plin de Duhul Sfânt, care stau cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu, și în vale Dumnezeu va da biruință. O, oh, dragă mijlocitorilor, știu că mijlocirea nu se vede, mijlocirea nu se filmează, mijlocirea nu are rating, mijlocirea nu poate face vizualizări, dar face vizualizări în împărăția lui Dumnezeu și vă veți trezi cu răsplătirile lui Dumnezeu. Și cred că mesajul acesta este profetic din partea lui Dumnezeu. Pentru dumneavoastră mijlocitorii care ați lăsat garda jos, care ați fost descurajați, încingeți-vă cu Duhul de mijlocire, intrați înaintea lui Dumnezeu și Domnul dă biruință de la învon. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Rugăciunea preventivă sau anticipativă. Zice, știți când de unde aflăm despre ea? După ce a gafat rău, David, rău de numă, a păcătuit foarte tare și toți complexații intelectuali îl dau de exemplu, că și David a păcătuit. Adică nu găsesc elemente intelectuale să mă ridic la nivelul lui, caut elemente de slăbiciune în titani ca să-i aduc pe ei la nivelul meu. Ok, dar întrebarea mea este, tu câți psalmi ai scris? Câte războaie ale Domnului ai câștigat? Înțelegeți? Ne oprim. Și zice el așa, după ce se pocăiește înaintea Domnului, zice, de aceea orice om, crezi că te încadrezi și tu aici? Orice om să se roage ție, când? La vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa pe mari, chiar dacă ar, fi, ar veni aluviuni demonice, pe el nu-l vor atinge deloc. De ce? Pentru că dacă vreți să stați drepți în fața oamenilor și în fața duhurilor pe frontul spiritual, trebuie să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu dimineața. O, oh, avem, suntem bolnavi de picioare, mulți dintre noi avem dureri de oase și de genunchi. Știți de ce avem dureri? Că ne trezim prea rapid de, de pe orizontală, direct în picioare, văvând un pont dumnezeiesc și biblic. Mai faceți un popas vă rostogoliți-vă așa, așa e recomandat, pentru noi ăștia cori cu supradimensional, e recomandat să ne rostogolim până la marginea patului, prima dată coborâm picioarele și va, este o fază binecuvântată care ne-ar da mare biruință toată ziua și anume, pune-te pe genunchi, vei avea cele mai sănătoase picioare, ce frumoase sunt picioarele celor aducători de vești bune, dragă mamă, soacră, mai dute și cu vești bune la norata, nu doar cu critici, și Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele soacre, și Dumnezeu să binecuvinteze toți generii din România, să aibă mame soacre cum am eu. Cea mai minunată și înțeleaptă mamă soacră de pe fața pământului. Domnul să o binecuvinteze. Rugăciunea aceasta, în general, este îmbinată cu post. Ca de exemplu, avem un avantaj noi, cei care suntem continuaționiști. Adică noi credem în continuarea Spiritului Profetic, noi credem că Dumnezeu nu a încetat să se reveleze prin darul de prorocie în secolul 4, odată cu întocmirea canonului Noului Testament, ci noi credem că Dumnezeu are proroci și astăzi. Și dacă sunt proroci în locul acesta, îl rog pe Dumnezeu, Doamne, deschide gura prorocilor, deschide ochii văzătorilor și transmitele vedenii dumnezeiești. Dragilor, și oamenii aceștia, dacă rugăciunea și vine și spune un plan al diavolului îndreptat spre casa ta, păi avem un avantaj extraordinar. De ce? Pentru că noi preventiv ne rugăm și luăm zile de post. Și Domnul dă biruință. Practicați rugăciunea preventivă. Nu așteptați până ajungeți în nenorocire. Nu așteptați până ajungeți în, în metastază spirituală. Interveniți la timp. Doamne, simt că ceva se clatină. Avem o problemă. Când este greu, dacă vorbesc prea repede să-mi spuneți, sunt moldovean la bază, de aceea, dar sunt naturalizat de Arad, de 19 ani sunt în Arad și 18 ani am trăit în, în județul Bacău. Și uh, am uitat și ideea pe care am vrut să vă zic, uh, rugăciunea și postul în mod special. Dragilor! rugați-vă, veniți înaintea lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, vreau să iau o zi de post, nu știu ce mă așteaptă, nu știu ce fi va mâine, nu pot ști că sunt om, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Și când știu asta, plec cu el la drum, îl iau în călătorie, îl iau cu mine în mașină și Domnul aduce biruință și binecuvântare. Rugăciunea preventivă. Vine câte o domnișorică, să nu credeți că nu mai știm și noi câteva lucruri în viața asta. Totuși, am mai 13 ani de zile și fac 50 de ani, adică totuși. Și vine și zice, frate păstor, vreau să mă botez. Când e primul botez? Și eu calm așa îi spun, mă, tu vrei să te măriți, mă. Recunoaște că ai organizat deja nunta. A, dar de unde știți? Păi te văd după cum vrei să te măriți. Dragi domnișoare, și dragi domnișori, de ce să vă expuneți ridicolului? Știți de când am început eu să mă rog pentru căsătoria mea? În, la vârsta de 12 ani, fratele lui Gimițoi împreună cu misiunea Speranța au slujit, au făcut evangelizare în Casa de Cultură din Bacău. La final a făcut chemare, aveam 12 ani. Dumnezeu mi-a vorbit, m-am dus în față, m-am plecat pe genunchi, m-am pocăit înaintea Domnului la 16 ani de zile m-am botezat și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și de la 12 ani de zile am început să mă rog și să zic, Doamne, eu vreau să-ți slujesc ție. Și ca să-ți slujesc ție, eu am nevoie de o soție credincioasă. La 12 ani? Da. Asta înseamnă rugăciune preventivă. El la două, până la 22 de ani umblă bleamburea și la 22 de ani se trezește că un băiat serios a pus ochii pe ea sau invers pe el și atunci intră în febră, atunci vrea să se boteze, atunci să se mărturisească, să le facă pe toate. Nu-i rău, dar trebuie făcute. Omul înțelept se roagă preventiv. Conducerea preventivă ne păzește, ne păzește de accidente. De aceea, dragilor, aș vrea să ști, zice la un moment dat David în psalmul 39 cu 1, voi veghea supra căilor mele ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știți ce înseamnă asta? Că sunt atent înainte să deschid gura, ca să nu scot prostii pe ea. Mă rog Domnului, mă înfrânez, strâng din dinți până în crapă plombele, să nu scot un cuvânt care să mă incrimineze la judecata lui Dumnezeu. Rugăciunea preventivă este rugăciunea omului înțelept, omului duhovnicesc, omului care are maturitate spirituală în Isus Hristos. Doamne ajută-ne să ne rugăm la timp și ne la timp. Ajută-ne să ne rugăm preventiv. Ajută-ne să ne rugăm pentru căsătoria noastră, să ne rugăm rugăm pentru copiii noștri și Domnul să dea biruință. 3. Rugăciunea de criză. O, nu știu dacă ați observat, dar este ca un bulgăre de zăpadă. N-am obiceiul să mă rog? Înseamnă că dacă n-am obiceiul să mă rog, nu voi avea, nu voi dezvolta acea intuiție duhovnicească care prin Duhul să mă prevină că urmează un pericol pentru care să mă rog. Prin urmare, nu mă rog preventiv, anticipativ și știți ce se întâmplă? Ajung în criză. Ajung în criză. Vreau să vă spun că Dumnezeu este atât de bun încât ascultă și rugăciunea din criză. S-ar putea să fii în seara asta aici, să fii disperat, să fii disperată, să-ți fiarbă inima în tine și să spui, simt că mor. Simt că mi se topește carnea pe mine dacă Dumnezeu nu-mi trimite un răspuns. Ești în criză deja. Rugăciunea de criză înseamnă când deja ai un termen. În două săptămâni trebuie să eliberezi casa. Ai un termen anume. Ce fac în situația aceasta? Sau am un examen. Am o boală, sunt la spital. Este momentul acela când nu mai știi ce să faci. Dragii mei, în numele lui Isus Hristos vă spun fiți foarte atenți. Când nu mai știi ce să faci, nu face nimic că faci prostii. Cere ajutorul unui sfetnic, cere ajutorul unui duhovnic, unui om al lui Dumnezeu în momentele tale de criză. Dacă nu știi ce să faci, Dumnezeu a creat lumina și întunericul. Satana controlează ceața și vine oare, chiar e Dumnezeu cu tine în momentele de criză. Satana vine și pune sub semnul îndoielii identitatea ta în Isus Hristos. În momentele tale de criză, nu mai știi ce să crezi. În momentele tale de criză, scade coeficientul credinței tale, pentru că înțelegem din spusele Domnului Isus Hristos despre dimensiunea cuantificabilă a credinței. Credința poate fi mare sau poate fi mică, credința poate să fie puțină sau multă, puțin credincioșilor și nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. În momentele acestea. Ești în locul acesta și nu mai știi ce să crezi, nu mai vrei nici să slujești, nu mai vrei să cânți, pentru că a venit Satana la urechea ta și spune: "Mai ești tu pe drumul cel bun?" Vine la Domnul Isus Hristos și spune: "Dacă ești fiul lui Dumnezeu, să te mustre Domnul Satană, sunt ieri l-ai auzit cu urechile tale pe Dumnezeu Tatăl din cer, că a răsunat văzduhul și valea Iordanului, s-a cutremurat, s-a făcut cutremur în univers, când glasul Tatălui din cer a zis, acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. L-ai auzit cu urechile tale și te-ai botezat, dragă soră, dacă Dumnezeu în seara aceasta îți vorbește, vine să-ți revendice identitatea ta în Iisus Hristos. Dacă ești fica lui Dumnezeu, tu ești fica lui Dumnezeu în baza legământului credinței tale. Pentru că în fața cerului și a iadului și a oamenilor ai spus, da, îl accept pe Iisus Hristos toată viața mea și ai făcut un botez și te-ai botezat. Tu ești fica lui Dumnezeu. Nu permite mincinosului de diavol să te mintă. Tu ești copilul lui Dumnezeu. slăvi să fie Domnul! Suntem din neam de Dumnezeu și El este Tatăl nostru și noi suntem copiii Lui. Și Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de înfiere, de custodie, care ne face să strigăm, Ava, varianta diminutivă a Tatălui. Tati, tăticuțule ceresc, îți mulțumesc că sunt copilul tău. Frați și surori, Doamne și Domn, care ne-am botezat și ne-am predat viața în mâna Domnului. Suntem noi copiii Lui Dumnezeu? Suntem noi copiii lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul care are o armată de copii în locul acesta. Nu permite diavolului să atenteze la identitatea ta în Iisus Hristos. Tu ești copilul lui Dumnezeu, răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos. Rugăciune de criză. Dacă ești în seara aceasta, în această criză, îl rog pe Dumnezeu să dea ceața deoparte de pe ochii tăi și să vezi deslujit voia lui Dumnezeu. Îl rog pe Dumnezeu să dea la o parte, știu eu, ceața de pe urechile tale și să auzi deslușit vocea lui Dumnezeu care vorbește cu tine și care îți spune că ești în calcule și care îți spune că te iubește și mai are de lucru cu tine și nu te-a abandonat. Vrea să te ridice prin credință. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. 4. Dacă nu gestionezi bine disperarea, Vine uh, criza vine disperarea. Rugăciunea disperării. Suntem la un pas distanță de sfârșitul lumii. Este atât de aproape Domnul să vină, undeva în interiorul Duhului meu parcă I aud pașii că vine. Dragilor, mulți vor fi disperați atunci. Revin la Costac Ioanid în poezia la miezul nopții, are 90 de strofe, nu vă zic toate, dar vă zic doar atât. Vai de voi pământ și mare și de voi învinși de somnul ce vă pare atât de dulce și ați uitat că vine Domnul. Vai de voi că ce anticristul după ce va fi răpirea se va arăta pe față să-l cunoască omenirea. E adevărat că Domnul îl va nimici pe loc cu suflarea gurii sale, azvârlindu-l viu în foc. Dar întâi întreaga lume va fi încercată greu, căci păcatul anticristul se va da drept Dumnezeu. E o frământare foarte mare, o tulburare foarte mare, rugăciunea disperării. S-ar putea să fie în seara asta aici și în inima ta și în mintea ta să fie o mare disperare. Să nu mai știi încotro să alergi. Stai cu telefonul în, mine, în mână să te sune cineva și nu te sună nimeni. Aștepți o veste bună de la doctor și nu vine. Sau tocmai ai primit diagnosticul care te-a trântit la pământ. Și ești în disperare. Copilul tău deja a ajuns dependent de aparate, de pariuri sportive de jocuri de noroc. Eram la bancă cu o problemă și lângă mine un domn care plângea de se prăpădea. Îi spune operatoarea, domnule, nu mai plângeți. Dumneavoastră sunteți dependent de cazinouri. Uitați-vă aici, banii dumneavoastră, în fiecare zi. Doamnă zice, nu știu ce vorbiți. Aveți copii? Da, zice, am un băiat. Și zice, doamna operatoare, faceți-i bagajul și la ușă cu el în fiecare zi a băgat cardul dumneavoastră și de pensie și vă consumă toți banii. S-ar putea să fie în situația asta. S-ar putea să-l vezi că vine drogat acasă. S-ar putea să, să știi că e urmărit deja de organele statului și e sub control judiciar. Ești disperată ca mamă. Ești disperat ca tată. Nu mai știi ce să faci. Am o veste bună pentru dumneavoastră. Dumnezeu ascultă rugăciunea disperaților. Mărire Domnului pentru asta. Ești disperată. Dumnezeu te ascultă. Ești disperat, dragă tată. Dumnezeu te ascultă. Erau evrei în pustie și au strigat către Domnul și vine Dumnezeu și spune Moise, vin aici. Am auzit disperarea poporului, strigătele lor, gemetele lor au ajuns până la mine. Du-te și eliberează. Când gemetele tale ajung la Dumnezeu de durere, Dumnezeu trimite eliberarea. De unde știu eu dacă Domnul n-a trimis eliberarea chiar în seara asta? De unde știu? O, oh, Doamne, adu eliberarea, adu cuvântul acela profetic, personalizat pentru problema ta, pentru problema mea, pentru problema fiecăruia în parte. Adu biruință, Doamne, ești în disperare? roagă -te. Dumnezeu ascultă rugăciunea disperării. Eram tânăr, mai tânăr decât acum, și ne-am dus uh, cu tinerii undeva la iarbă verde și când veneam înapoi, eram într-o dacia papuc vreo 20. Că așa era atunci, era o mașină pe stradă. Și la un moment dat să facem economie de benzină, că era scumpă, am și împrumutat mașina, a oprit motorul, a dat, a oprit motorul și a mai dat încă o dată de cheie. Și la mașinile alea se bloca volanul. Și s-a blocat volanul într-o curbă. Normal, toți trebuia să fim morți de la a la Z. La, la un moment dat, una dintre fete a strigat... Doamne Iisuse, scapă-ne! M-a durut vreo săptămână urechea. Dar Domnul i-a auzit rugăciunea disperării și ne-a scăpat. Strigă către Domnul, era cântarea, ori și ce te apasă. Strigă către Domnul, că El nu te lasă. Dragi prieteni ai casei lui Dumnezeu, care ne judecați că ne rugăm tare, care ne judecați că strigăm, noi strigăm pentru că avem disperarea, că este lupta contra cronometru și vine Domnul și vecinii noștri se duc în iad și verișorii noștri se duc în iad și copiii noștri merg departe de Domnul, de aceea strigăm, Doamne ai milă, Doamne ai milă, ai milă de copiii noștri, dragi părinți disperați, strigați către Domnul și Domnul ascultă strigătele celui nenorocit. Mărit să fie numele lui Dumnezeu în veci. Ce bine că nu, nu, oamenii nu pot să facă nimic cu unui om disperat. Dar Dumnezeu poate, el poate, el poate, eu știu că poate. De aceea, Doamne, ascultă rugăciunea disperării. Și le-a trimis zbăvitorul acesta și a scos. Uh, Psalmul 50 zice, cheamă mă în ziua necazului tău. E rugăciunea aceea, dragilor, rugăciunea disperării, e rugăciunea aceea lui Petru. Doamne, scapă-ne că pierim! Mă, puțin credinciosule, de aceea, dragi doamne, surori elegante, care ați uitat că aparțineți unei biserici care iubește rugăciunea, nu mai judecați pe sora care strigă lângă dumneavoastră, ci spune-i, soră, care-i durerea ta? Îți promit că săptămâna asta ia o zi de post pentru tine. Strig și eu împreună cu tine la Domnul, ca Domnul să trimită vremuri de înviorare și biruință și binecuvântare. Strigați, dragilor, rugăciunea strigată. Domnul Iisus a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Nu ezitați să vă rugați. Îmi spune o doamnă doctor, am invitat-o la biserică și a zis, Domnule, aș veni. Ce sunteți, penticostali? O, o zice am auzit că voi vă rugați tare. O, oh, nu, Doamne, am zis, n-ați auzit bine. Îmi pare nespus de rău. Totuși, haideți să, să vedeți. Păi, am zis, noi nu ne rugăm tare, noi strigăm la rugăciune. S-a uitat la mine, zice, interesant, nu mai știu ce să cred. Haideți numai să vedeți, de trei ore a venit până acum. Aștept ca Domnul să lucreze la inima ei. Da, dragilor, noi suntem, noi ne rugăm la stăruință. Săptămâna aceasta, de mâine seară până sâmbătă, avem cinci seri de stăruință. Strigăm la Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, să lase darurile Duhului Sfânt în adunare. Dar de ce să ne fie rușine de identitatea noastră în Isus Hristos? Da, provin dintr-o familie de 13 frați. Noi suntem mai acum mulți prunci, ăia care ne rugăm tare, și ea care ne bucurăm în prezența Duhului Sfânt, care ne bucurăm în plinătatea Duhului Sfânt. Doamne, lasă umplerea Duhului Sfânt peste noi. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Și ultima și închei, rugăciunea târzie. Târzie. Uitați-vă ce spune Biblia. Era Harul pe cruce și a zis, am auzit de la ăștia câțiva care plângeau că tu ai fi un rege. Oricum ar fi, zice, după pulsul pe care l-am, mor. 60% din sânge s-a scurs deja, nu mai am putere nimic în mine. Dar atâta pot să-ți mai spun. E târziu, am omorât, am jefuit, le-am le -am făcut pe toate. E foarte târziu, împăratule. Dar, dacă este așa cum zic ei, când vei fi în împărăția ta, împărate, e târziu, știu, mi-ar fi plăcut la 20 de ani să mă pocăiesc, dar n-am ce să fac, sunt furibund. E rugăciunea omului înainte de moarte, ultima mea dorință înainte de moarte. Aduți aminte și de mine. Adevărat îți spun, și dacă e târziu, am o veste bună pentru dumneavoastră. Dumnezeu ascultă inclusiv rugăciunea târzie. Și zice, am o veste bună pentru tine, e târziu, știu că e târziu, dar astăzi vei fi cu mine în rai, pentru că eu sunt mântuitorul și domnul tău. Poate că zici, sunt bătrân, frate, tu poți să vorbești lucrurile astea tinerilor de 30 de ani, dar eu sunt bătrân, ce mai pot să fac pentru domnul? Nu, e târziu, știu vei avea o răsplată mai mică, probabil, dar vino, nu e prea târziu, că mai ai viață în tine, că mai vibrează inima în tine, mai bate, vino. Apoi, gândiți-vă dumneavoastră la Zacheu, era micuț de statură și zice, mă, n-am nicio șansă să-l văd pe Domnul, numai dacă mă urc în copacul ăsta, are frunzele mari, nu mă vede. Era ultimul drum, dacă era ultimul as al vieții lui și al veșniciei lui și zice, profit de ultima șansă. Și trecea Domnul Iisus Hristos și putea să, treacă, uh, putea să treacă la fel ca și la cei despre Emaus. S-a făcut că trece mai departe. Dar s-a oprit și a zis, Zacheu, astăzi ți-ai jucat ultimul as al vieții tale. Dacă știi să faci ultima mutare, vei fi fiul de Dumnezeu. Pentru că tu ești fiul lui Avram și pentru tine am venit. Și următorul pas înseamnă să cobori din dud. Și să mă primești în casa ta ca oaspete permanent. M-am săturat de aia care mă cheamă doar în nenorocire și după ce am venit și am intervenit, iară să duc la mici și la bere și la manele. M-am săturat de ei. Doamne, zice Zacheie, dacă tu mă primești în casa ta, eu vreau să rămân în casa ta, astăzi va intra mântuirea în casa ta. E târziu, e ultimul drum. Eu mă duc la Golgota și de acolo nu mă mai întorc niciodată pe pământ, decât ca judecător. Mă întorc chiar și la Ianis și spunea, vrei să-l mai aștepți pe Domnul? Nu-l mai aștepta. Zadarnic. Nu mai vine în chip de om. A venit pe nor de slavă ca judecător, ca domn și e gata să vină domnul nostru, împăratul nostru, să-și ia prinții și prințesele și să-i ducă în împărăția sa. O, mărire lui Isus Hristos în veci! Mărire lui Isus Hristos în veci! E târziu, dragă doamnă, ai 70 de ani, e foarte târziu, e foarte târziu pentru pocăință, dar nu e prea târziu, poți să te pocăiești în seara aceasta, măriți să fie domnul în veci! zice cuvântul lui Dumnezeu, gândiți-vă, eram Petru în temniță. Biserica nu înceta să se roage. Și se duce una dintre fete, se uită și deja se vedea pregătirea, erau în zori, pregătirea răsăritului de soare. S-a întors înapoi și a spus, frați și surori, dacă vine ziua și răsare soarele, fratele nostru, episcopul Petru, moare. Acum e momentul, e foarte târziu. E ultimul minut de șansă pe care îl avem. Acum pe genunchi când au stricat mai tare la Domnul, s-au rupt toate încuietorile pușcăriei și Petru însoțit de îngerul Domnului a ieșit patru cete de câte patru, 16 soldați au ațipit și Petru a ieșit. De ce? Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea târzie. Dumnezeu ascultă rugăciunea târzie. Mărire Domnului pentru asta. Și ajunge iarăși la Samson și zice Domnul Samson, așa mi-aș fi dorit să fii pe fotoliul judecătoresc din Israel până la 100 de ani. Îți ascult rugăciunea asta, e târziu, nu se mai poate face nimic. Parcă cu durere îi împlinește Dumnezeu rugăciunea, dar îi o împlinește și îi mai dă încă o dată puterea și răstornă sub, bă, templul acela al lui Dagon și aduce biruința. Frați și surori, doamne și domni, în seara aceasta Dumnezeu vă vorbește. Eu voi face o rugăciune la final. Permiteți-mi înainte de asta să închei cu o poezie. Nu înainte de a vă întreba, dumneavoastră aveți asigurare pe mașină? Ia verificat-o, s-ar putea să fie expirată. Știți care este riscul să umbli cu o mașină fără asigurare? Dacă faci accident, trebuie să plătești toate daunele. O altă întrebare. Dar dumneavoastră pe suflet aveți asigurare? Dacă se întâmplă să mori, ai o poliță care să-ți Garanteze siguranța sufletului tău în cer? O singură poliță care încheie asigurări pe suflet eterne este Golgotha, crucea, sângele Domnului Isus Hristos. Rămâne un pic expunerea întreruptă. Ne referim la anul muritor. Ne referim la tehnica de luptă a celui mai vestit domnitor. Și vi-l aduc așa ca etalon pe regele Alexandru Macedon, care a avut un titlu și un renume de care a auzit întreaga lume. Lui Alexandru Macedon veșmintele și hainele muzeu de s găsi ce mulți le-ar admira și le-ar privi. Cu antrenamentul lui și cu avântul a cucerit aproape întreg pământul, dar moartea n-a putut obirui. N-a rezistat, așa cum îl descriu poeții, ea l-a învins în floarea tinereții. L-au plâns cu jalea lui de veteran la vârsta de 33 de ani după statistica de jos, nu cea de sus, echivalent cu vârsta lui Isus. Un împărat atât de legendar ajunge să-l omoare un țânțar. După ce a dărâmat atâtea ziduri, fortificații, forțe militare, s-a îmbolnăvit și a murit de frig mai înainte de a se întoarce în țară. Și ce vrea să ne spun acest cuvânt? O, iată ce e omul pe pământ. În fața providenței e nimica, indiferent de rang sau de putere. E ca un abur care se ridică și deodată nu mai vezi că piere. Arena mondială a fost surprinsă în fața acestui geniu grandios. Puterea morții însă l-a pus jos. Dar moartea e distrusă și învinsă de un rege mai slăvit, Iisus Hristos. Să ascultăm de Sfântul lui decret. Iisus Hristos. Iisus din Nazaret, El a deschis un nou așezământ în lumea asta deteriorată și prin decizia Sfântului Cuvânt să ne desprindem de acest pământ, să logodim cu El prin legământ pentru o viață în cer eternizată, în paradis, în țara cea de glorii, în locul cel de Domnul pregătit care ne depășește în memorii. Acolo vor intra biruitorii acei care au luptat și au biruit. Noi n-am adus nimic în lumea asta. Și nici nu vom lua nimic din ea. Dacă avem cu ce ne îmbrăca și dacă avem oricum și ce mânca, atâtea griji să nu ne mai consume. Că Dumnezeu nu face cu noi glume, credința în El ne va asigura. Și nu vom pierde niciun fir de păr de ne bazăm pe marele adevăr. Aici mai avem o sesizare. Să nu ne avântăm așa de tare în cele pământești și trecătoare, că toți cei ce vor să se îmbogățească și stăruie în firea pământească, ea nu-i va lăsa să propășească, le va deschide drumul spre pierzare. De Alexandru Macedon se spune când a ajuns la margini de mormânt, a spus la sfet niciun cuvânt și a vorbit cu multă înțelepciune. Așa cum cronicile îl descriu, atunci când mă veți pune în sicriu, mâinile goale să-mi rămân afară ca tot cortegiul ce mă înconjoară să vadă renumitul împărat, deși întreaga lume a câștigat din ea, nici o fărâmă n-a luat, cu pumnii goi în groapă mă coboară. Din toată experiența lumii întregi ce o confirmă împărați și regi, e cazul să înțeleg și să înțelegi că viața pe pământ se termină, indiferent de unde te găsești, că ești la New York, Sibiu, Arad, Bacău sau la București, dar cei mai important și de folos ca viața ta să fie asigurată în Isus Hristos. Amin? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Frați și surori, mesajul meu se încheie aici. În continuare îl rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să rămână în cercetare. Există rugăciunea cotidiană. Nu mă rog cotidian, nu voi avea intuiția duhovnicească să mă rog preventiv pentru pericolele iminente care sunt, care sunt, atât, de, atât de, de posibile. În momentul în care nu mă rog preventiv, s-ar putea să ajungă în criză. Dacă ești în criză și ai venit în locul acesta cu diagnosticul în buzunar, și azi dimineața s-a făcut rugăciune cu ungere, cu un Crede în Jehova, Rafa, Dumnezeu care vindecă. El este vindecătorul meu, El este vindecătorul tău. Crede asta. Prin credința ta primești vindecarea. Slăvi să fie Domnul. S-ar putea să fie aici în disperare, să ai depresie, să ai atacuri de panică. S-ar putea să fii dependent de pornografie, dependent de cazinouri, de pariuri sportive, de jocuri de noroc, să furi bani din casă și să-i bagi în blestematele alea de jocuri de noroc. Bine a făcut domnul Ciolacu că le mută, să le mute în pădure, unde e plin de urși în locul lor, să nu mai ajungă disperații, s-ar putea să fie acolo în criză ca mamă și să nu mai știi ce să faci. Domnul ascultă rugăciunea crizei, s-ar putea să fie în disperarea depresiei, Dumnezeu să vindece depresia, Dumnezeu să vindece atacurile de panică, Dumnezeu să vindece frica și să o trimită în infern și tu să primești curaj în numele lui Isus Hristos. S-ar putea să fie târziu, atât de târziu încât ziua de mâine să nu mai fie a ta. Oricât de târziu ar fi, nu e prea târziu, încă poți. Și aș vrea să vă întreb, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Jonathan Eduard spunea așa, predicatorul este responsabil înaintea lui Dumnezeu ca după fiecare predică să întrebe dacă sunt oameni care vor să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos. Au fost trei seri de har când ulterele, undele, vibrațiile Duhului Sfânt te-a cercetat. Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu ți-a vorbit, dar așteaptă un feedback din partea ta, așteaptă un răspuns din partea ta. Zacheie, dă-te jos de grabă, primește-mă în casa ta, în inima ta și vei fi mântuit. Astăzi poate să intre mântuirea în casa ta. Nu e târziu, nu e prea târziu, e Domnul care cercetează, slăvit să fie Domnul, cu frică de Domnul și foarte mare responsabilitatea slujirii. Vreau să vă chem la Isus Hristos. Dacă este cineva în locul acesta care vrea să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos și să se pocăiască, să facă un semn cu mâna și ne vom ruga pentru el, dacă în partea aceasta este cineva care vrea să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos, e Domnul care cheamă la mântuire, e Domnul care zice, mâine poate să fie prea târziu. Dacă îmi în locul acesta, pe mijloc este cineva, vreau să văd mâna ridicată în semn de predare, Dumnezeu să vă binecuvinteze mâinile ridicate, Dumnezeu să vă binecuvinteze mâinile ridicate, dacă în flancul acesta este cineva care vrea să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos, mâna sus, asta înseamnă har, eu ridic mâna în semn de decizie, Dumnezeu întinde mâna ca la reclama de la Nokia, mă prinde de mână și îmi dă biruință și binecuvântare, mâna sus pentru Dumnezeu, dacă afară din cort este cineva. Văd și acolo. N-am ochelari la mine, dar văd mâna sus, înaintea lui Dumnezeu. Văd mâini ridicate. Cei care ați ridicat mâna, dacă nu vă cer prea mult, haideți aici, în față, împreună cu frații slujitori, să ne rugăm pentru dumneavoastră, să cerem autoritatea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cei care ați ridicat mâna, haideți în față. Apoi mai am. Asta, asta nu mi-am propus, da? e din partea lui Dumnezeu. Dacă ești aici. S-ar putea să fii dependent de Xanax, s-ar putea să fii dependent de pastile antidepresive. Dacă crezi că Iisus Hristos te poate vindeca, vino să ne rugăm pentru tine și Domnul să aducă eliberare. Biserica lui Iisus Hristos matură, intră în mișlocire Haideți cei care ați ridicat mâna, haideți aici, ați fost mai mulți care ați ridicat. Îndrăzniți, Iisus vă cheamă, Golgota e deschisă și sângele lui Iisus Hristos vrea să șteargă păcate. Vom coborâ împreună cu slujitorii și ne vom ruga pentru cei care astăzi și-au predat viața în mâna lui Isus Hristos. Slăviți să fie Domnul în veci de veci. Vă așteptăm. Biserica intră în mijlocire. Biserica intră în rugăciune și noi ne vom ruga pentru cei care și-au predat viața în mâna lui Isus Hristos, așteptându-i și pe cei pe care Dumnezeu îi cercetează. Amin. Amin.